Cartea audio, împreună lucrători cu Dumnezeu, de Traian Dors, ispravnic al tainelor. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 1. Domnul a zis: cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea lor partea de hrană la vremea potrivită? Luca, capitolul 12, versetele de la 42 până la 44. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Iată deci că după Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, aceia care au dovada Duhului Sfânt prin roadele care îi arată că îl au, Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23, și care au puterea acestei dovezi în cuvântul lor, 1 Corinteni, capitolul 2, versetele de la 1 până la 5, aceștia sunt ispravnici ai tainelor felurite ale lui Dumnezeu. Harul acestor taine fiind felurit, desigur că și slujbele împlinirii lor sunt felurite. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele de la 1 până la 8. Dar cea mai fericită dovadă că un slujitor este al lui Hristos cu adevărat, este că el nu-și va închipui cu mândrie că este singurul ispravnic vrednic, nici că slujba lui o poate anula pe altora. După cum cerul este plin de stele și fiecare stea își are locul și însemnătatea ei, tot așa, Biserica lui Hristos este plină de haruri și fiecare își are valoarea lui. Prețuirea de către fiecare slujitor a slujbei celuilalt trebuie să fie felul sfânt în care să se privească unul de către celălalt. Dacă ar fi pe tot cerul o singură stea, niciodată nu s-ar putea vedea nemărginirea și felurimea frumuseții înțelepte a lui Dumnezeu, cum se vede datorită mulțimii tuturor stelelor. Dacă ar fi toate florile de o singură mărime și culoare, nu s-ar putea vedea atât de bine valoarea fiecăreia, chemarea și frumusețea tuturor. Învață și tu, binecuvântat slujitor al lui Dumnezeu, înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu și nu fi nici neîngăduitor, nici gelos față de alții. Mare este lucrarea lui Dumnezeu și multe sunt slujbele care se cer împlinite în ea. Mulți sunt cei chemați și multe sunt darurile împărțite lor de Duhul Sfânt. Pentru ca fiecare să poată lucra cât poate mai mult, cât poate mai bine și cât poate mai frumos. Însemnat lucru este numai ca fiecare să-și vadă răspunderea sa ca să nu o uite, locul său ca să nu și-l părăsească și marginile sale ca să nu le treacă, spre a nu anula pe altul, spre a nu lua locul sau rodul altuia și spre a nu intra în câmpul de lucru care nu e al lui, ci al altuia. Misionarul laic nu poate niciodată îndeplini sarcinile unui cleric, cum Moise pe ale lui Aron, căci laicul are slujba lui de la Hristos, iar clericul o are pe a lui. Dar sunt, tot așa, munci pe care un cleric nu le va putea îndeplini niciodată cu atâta folos mântuitor ca un laic înzestrat de Duhul Sfânt pentru aceasta. Când acest mare adevăr dumnezeiesc este pe deplin lămurit pentru toți ispravnicii lui Dumnezeu din toate câmpurile de lucru ale Evangheliei, atunci plinătatea Duhului Sfânt îi binecuvintează pe toți. Munca lor pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor se îmbină fericit și se întregește reciproc. Niciunul negând pe celălalt, niciunul amestecându-se în munca celuilalt, niciunul disprețuind pe celălalt. Hristos câștigă prin toți, iar lucrarea Sfintei Evangheliei câștigă de la fiecare ceea ce n-ar putea face celălalt, întregindu-se astfel armonios în toate feluritele ei trebuințe, pentru trupul lui Hristos, care este biserica sa. Suflet binecuvântat, dacă ești un împreună lucrător cu Dumnezeu, tu ești un ispravnic al tainelor sale. Evanghelia este o taină.
Credința este o taină. Lucrarea Duhului Sfânt este o taină. Nașterea din nou și propovăduirea cu putere pentru mântuirea oamenilor, pentru slava Domnului, pentru ridicarea sufletelor și mângâierea celor zdrobiți, îndreptarea celor rătăciți, vindecarea celor bolnavi și învierea celor morți, toate acestea sunt taine și minuni pe care tu, ispravnic al lui Dumnezeu, ești chemat să le împlinești prin har. Noi avem toți un Domn împreună și între noi toți, prin El, suntem frați, la un lanț, la un jug și o cunună, pentru El ca și El destinați. Noi avem un ogor împreună, singuratici adesea lucrăm, dar curând fericiți roada bună, împreună o să o adunăm. Noi avem toți o țintă împreună, înspre ea necurmat să privim, de e vânt, ori senin, ori furtună, într-un gând pentru El să trăim, căci avem o chemare împreună, pentru care răspundem la fel, pentru ea fiecare să-și pună inima și puterea din El, să luptăm totdeauna împreună, tot ce facem să fie într-un gând, fiecare cu drag se supună, toți un duh și o simțire având. Fiți smeriți și fiți blânzi împreună, iertători și într-un duh credincios, împreună purtând lupta bună, din iubire slujind lui Hristos. Nu uitați, o nici când, că împreună, între voi prin Hristos sunteți frați, pentru o jertfă și un jug și o cunună, în aceeași lucrare chemați. În capitolul 13, tainica lucrare a Duhului Sfânt. După înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la Tatăl, El ne-a trimis pe Sfântul Duh așa cum ne-a făgăduit. Duhul Sfânt, prin revărsarea Lui, a însuflețit pe lucrătorii Lui Hristos și a adunat cele din tâi mulțimi de pietre vii, cu care a început clădirea minunată a Lui Dumnezeu, Biserica. Efeseni, capitolul 4, versetele de la 10 până la 16, și 1 Petru, capitolul 2, versetele 4 și 5. Acum, în mijlocul tuturor neamurilor și ale religiilor pământului, ca între niște schele care înconjoară clădirea ce se construiește, Duhul Sfânt zidește mereu la Biserica lui Hristos, alegând lucrătorii de care se folosește și pietrele vii din care o lucrează, întregindu-i toate părțile. Când lucrarea va fi gata, când cea din urmă piatră scumpă va fi așezată în ea, schelele vor fi date jos. Și în lumina feței lui Dumnezeu, strălucind peste ea, Hristos o va primi alături de El în slavă. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 2. Fericiți veți fi atunci voi, toți aceia care ați ajutat cu ceva la creșterea și înfrumusețarea miresei lui Hristos. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 12. Fericiți veți fi și voi, pietre scumpe, care vă sfințiți acum, ca să puteți fi vrednici să faceți parte din ea atunci. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 6. Fiul meu, cu hărnicie să faci munca ta înțeleaptă, fii destoinic în oricare lucru bun și cale dreaptă. Ce spun Sfinții noștri părinți? Dacă celui ce mijlocește pentru tine la om îi arăți mulțumire și recunoștință, cu atât mai mult se cuvine să-i fii recunoscător celui care mijlocește pentru tine în fața lui Dumnezeu. Nimeni dintre oameni nu l-a iubit atât de mult pe Dumnezeu ca aceia care și-au dat viața pentru El. Dacă tu iubești pe Hristos și dacă tu iubești împărăția cerurilor, apoi nu uita niciodată prin cine ai câștigat acest bun, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pe cel care ți-a vestit ție cuvântul lui Dumnezeu, să-l cinstești și să-ți aduci aminte de el ziua și noaptea, ca unul de care ți-a făcut bine, căci unde este învățătura dumnezeiască, acolo este Dumnezeu de față. Să cauți în toate zilele fața Sfinților,
ca să te odihnești în cuvintele lor. Din Rânduielile Apostolilor, Cartea 4, rândul 10. Dacă voi cinstiți pe binefăcătorii voștri trupești, cu atât mai mult sunteți datori ai cinsti și ai mulțumi pe binefăcătorii voștri cei duhovnicești, care vă ajută în fața lui Dumnezeu. Teofilact, comentarii la 1 Tesaloniceni. Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazians, ca și ceilalți mari sfinți ai Bisericii și biruitori ai lui Hristos, vor fi pentru noi totdeauna, prin cuvântul lor, prin pilda vieții lor, un mare ajutor. Prin învățătura lor înțelegem și mai bine învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și prin pilda vieții și a biruinței lor, ne întărim în lupta Domnului. Ei sunt vrednici de toată dragostea și cinstirea noastră. Rugăciunile sfinților sunt ajutoare pentru noi, ca și pentru Sfântul Apostol Pavel, Efeseni, capitolul 6, versetul 19, Părintele Iosif Trifa. Viețile sfinților și istoria celor dintâi creștini sunt pline de mărețe dovezi despre mărturisirea lui Hristos. Dragostea lor pentru Dumnezeu a fost o dragoste pe care n-a biruit-o nici sabia, nici foametea, nici chinurile, nici moartea, nici puterile veacului de acum, nici ale celui viitor. De aceea și slava lor la Dumnezeu este și va fi tot atât de mare. Părintele Iosif Trifa. Fericei a vorbit cuvântul puternic și curat la mulți. Fericei când l-ascultă alții, dar mai fericei tu să asculți. Fericei a primi iubirea, căci ea e aurul din rai. Fericei s-o aduni într-una, dar mai fericei tu s-o dai. Fericei când primești vreun bine, atunci când mai în lipsă ești. Fericei, da, dar mai ferice, când tu spre alții dăruiești. Fericei când te ajută altul, în locul strâmt și în ceasul greu, dar mai fericei când tu însuți, pe alții cauți să ajuți mereu. Fericei fapta dărniciei, fericei binele primit, fericei când îl faci oricine, dar când faci tu, mai fericit. Dar și mai fericit când plata i-o ocolește aici mereu, căci neprimind nimic prin oameni, plătiți-va totul, Dumnezeu.